Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Primarul Capitalei anunță toleranță zero pentru mașinile parcate în București, fără să plătească taxă de parcare. Până la finalul anului, așadar, toate locurile din partea centrală a orașului vor fi marcate, nu va mai exista parcare gratuită nicăieri, a spus viceprimarul. În paralel, serviciul va fi digitalizat. La toamnă vor fi parcometre, bariere automate acolo unde e vorba de zone de parcare. Taxatorii vor dispărea. Asta ar fi o mare progres. Cei care parchează pe trotuar vor fi sancționați, a explicat viceprimarul bușduvean într-un interviu pentru Hot News. Iar cei care nu plătesc parcarea vor fi sancționați, suprataxă, li se va bloca roata sau li se va pune blocator de parbriz. Nu știu cum arată blocatorul de parbriz. Îți spune o ventuză mare. Parbriz. Da, o folie, ceva, ce ne-ai bas, nu știu ce este blocatorul de parbriz, dar se pune blocator de parbriz. Sunt convins că o să primim explicații imediat de la ascultători. Inspectorii. Vor exista inspectori. Aceștia vor verifica, se vor plimba, înțeleg, prin zonă și vor verifica cine a plătit parcarea și cine nu, din mașini electrice, cu ajutorul unei aplicații care citește numerele de pe plăcuțele de matriculare, așa cum se întâmplă în alte capitale europene, a mai explicat viceprimarul. Deci dacă sunt electrice, cred că nu o să verifice prea multe mașini, că sunt puține stații de încărcare și atunci cred că o să mai verifice și la pas în felul ăsta. Acum sunt cam 13.000 de locuri de parcare monitorizate în centru. Planul este să se ajungă la 30.000. Nu vom permite parcarea pe trotuar, spune viceprimarul. Ăsta ar fi marele progres. Prea se mai parchează pe trotuar. Unde nu se mai parchează? Pentru că poate să stâlpișori peste tot. Păi da. Oriunde se poate, se parchează pe trotuar. Unde se fără poate, greș. Da. Dar nu prea se mai poate, asta e. Băi, dar paranteză, ați văzut ce a făcut primarul de la sectorul 4? Am văzut un reportaj halucinant. Alucinante, vorba Patriției, nu? La Pro TV. Deci, într-unul din cartierele din sectorul 4, mai cu case, deci nu cartier de blocuri, omul a desfințat trotoarele, literalmente. Deci s-au desfințat trotoarele cu totul, s-a pus asfalt pe stradă. Așa, a lățit strada. Da, da, exact. Și acum mașinile parchează liniștite, ele sunt pe stradă, practic. Deci nu mai sunt pe trotuar, dar sunt mai pe carosabil. Trotuar, da. Și reporterița este și ea uluită de ce se întâmplă acolo. Și pietonii? Ce pieton, mă, n-ai niciun care pieton, nu mai există pietoni, înțelegi? Din casă ieși în mașină, practic, și reporterul îi spune, dar nu mai sunt trotuare, ați desfințat trotuarele. Și ăsta îi spune, nu, trotuarele nici nu avem voie să le desfințăm, ele sunt în planul de urbanism, ele sunt acolo. Dom'le, da, adică unele sunt, ele poate sunt în hârtii, dar pe teren nu mai sunt, nu zice, sunt la același nivel. Deci există trotuare, dar la același nivel cu șoseaua. Înțelegi? Adică, filosofia. Dacă te-ai mutat la casă, se presupune că ai mașină. Că... Stai mă puțin. Și, a coborât trotuarele, practic. Da. A desfințat bordurile doar. Da. Bravo. N-ai curte. Diferența de nivel. Și spune, păi, în sfârșit, un primar care nu face bani din borduri. Fii atent, că ăsta este. Mi se pare absolut logic. Înțelegi? Bravo, domnule. Și spune, mai bine, dar acum mașina sunt parcate chiar într-un. Și ăsta zice, nu, da, ați văzut înainte cum se parca pe trotuare? Acum, dacă nu mai e trotuare, nu se mai parchează pe trotuare. Logic, nu? Bine, oricum asta cu parcarea o să rămână o problemă în continuare, pentru că nimeni nu face nimic în sensul ăsta. Adică nimeni... Nu sunt de acord. Ba, eu sunt de acord. Ba, nu sunt de acord. Băi, deci, tu ești de acord cu tine? O să dai exemplu parcarea aia de la Unirii, care este goală și mai Universitate, și Inter, și Străule, și Pantelimon. Așa, dar nu sunt tot timpul goale. Că atunci când e sezonul aglomerat, lumea coboară în parcare și devine insuficient. Eu am ajuns în parcarea de la Universitate, am încercat să parchez și n-am reușit, pentru că nu mai erau locuri. Tu nici nu te prea te pricepi cu mașina, cu astea, eu știu ce ai făcut tu pe acolo, habar n-am. Dar lumea parchează, adică de ce s-ar duce în parcarea aia care e pe bani? Când poți să parcheze gratuit, pe sus, pe trotuare, pe nu? Adică, serios, la aia de la Străulești, la intrarea în București, de ce să parcheze în parcarea de la Străulești, când pe străzile din jur e gratis? Eu cred că măsura asta nouă din centrul Bucureștiului e bună. Da. O să urmeze o perioadă în care nu o să parcheze nimeni acolo, pentru că nimeni nu o să vrea să dea nici măcar un leu, nu cinci, ca să parcheze. Și atunci, pentru unul ca mine, care are aplicația aia, am parcat... Da. Va fi, e bine, găsești loc va fi perfect, voi găsi... Aha. Plătesc oricum și acum în cartier, dacă mă duc și o parchez, dau 5 lei, am parcat și după aia am plecat. Deci pentru mine va fi ok, dar o perioadă. Pentru că după aia lumea nu o să aibă ce să facă și o să se obișnuiască să parcheze. Eventual și primăria să se obișnuiască să facă abonamente pentru genul ăsta de parcări. Pentru că și asta e important. Și parcări în continuare, pentru că nu o să avem unde să le parcăm.
Oriunde problema parcărilor e rezolvată în Occident, este vorba numai de parcări pe bani. Da, parcări pe bani, dar să fie făcute. Oriunde transportul în comun funcționează bine, el are un preț corect, că dacă îl subvenționezi, statul n-are niciodată câți bani îi trebuie, că îi cheltuiește pe toate prostiile și atunci transportul în comun rămâne subfinanțat și nu poate fi modernizat. Deci un transport public corect. Asta cu transportul public costă bani. E și nu valabilă la noi. Sigur că sunt anumite rute pe care e dificil de circulat. Dar vă spuneam, de exemplu, vinerea trecută când am fost la meciul de rugby împreună. Eu am venit cu autobuzul. Bine, am autobuz direct de la mine, de la Obor, până la stadion. Adevărat, n-am făcut un mare efort. Dar ideea e că autobuzele circulau goale. Eram cinci oameni în autobuz și treceam pe lângă coloane de mașini. Oamenilor le e foarte greu să despartă de mașină la noi. Ce spune faptul că autobuzele sunt supraaglomerate la anumite ore și goale la alte ore? Ce spune asta? Nu știu. Păi, gândește-te, înseamnă că sistemul este manageriat prost. Pentru că atunci când sunt ore de vârf, ar trebui să fie mai multe autobuze și ce rost are să scoți tot atâtea autobuze pe traseu? A, că sunt prea multe. Mm. Când nu e cerere. Poate. Ori o companie... Eu, să știi, pledez pentru privatizarea transportului public fără niciun fel de ezitare. Eu spun sincer că de când s-a scumpit benzina, eu mă simt exact ca în anii 90, când oamenii aveau trei preocupări financiare. Să-și asigure benzină, credit pe cartela de telefon, cum era atunci, și bani de țigări. Și în rest mai vedem. Așa mi se pare că și acum. Oamenii sunt loviți de criza asta financiară, știi? Și da, prioritare sunt benzina, nu mai e vorba de cartelă de telefon, nici nu cred că se mai fumează așa de mult, dar am senzația că toată lumea e preocupată să meargă cu mașină. Sâmbătă, duminică, oricând tu stai la Corbeanca, nu prea mai ai de-a face. Oricând ești cu mașina, George poate confirma, sunt coloane în București. Uh-huh. De dimineață până seara, la orice oră. Păi sunt coloane în București pentru că transportul public este prost organizat, inclusiv din cauza faptului că este manageriat de o companie care... mă rog, o altă companie birocratizată și care are niște bani pe care îi irosește și nu știe cum să-i folosească. Și să le mulțumim pe această cale și ascultătorilor care ne-au trimis poze cu blocatorul. Ce de parbriz, foarte mult. Și arată că o carte imensă de plastic. Da. Tot părțile unei cărți. Și da? Care cum se prinde? Se desface și se pune... Și cum probabil se prinde? Care are niște ventuze. Cred că da. Și dacă are ventuze, foarte puternice. Poți să tragi de ventuză? Nu merge. E mare. E o carte... E o carte cât parbriză. E cât istoria literaturii a lui Călinescu, înțelegi? Ceva imens. Tu trebuia să răspunzi acolo când ți-au trimis fotografia. Am înțeles poza, că arată așa. Dar care este principiul de funcționare? Asta trebuia să te intereseze. Pentru asta vom cerceta și vom reveni. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.